Începem cu un subiect fierbinte în această perioadă, întârzierile în îndeplinirea unor obiective din PNRR. Cazul premierului Ciucă, care peste salariul pe care îl are ca premier, primește pensie specială de 18.000 de lei pe lună. Dar domnul Nicolae Ciucă este general și are o pensie militară instituită, cum spune Ministerul Apărării, de la Cuza încoace. Deci nu e o problemă doar cu pensia domnului Ciucă, ci e o problemă pe care o vedeți cu toți militarii. Militarii, în cea mai mare parte, nu câștigă aceste sume. E vorba de cei care și-au dat cu sporuri nesimțite, cu anumite manevre care se fac pe final, înainte de pensionare, în care se îngrașă acolo ultimele 6 luni ca să primească în plus. Ce a îngrășat domnul Ciucă? Pensia pe care o primește. Pensiile speciale ale parlamentarilor, pe care USR are proiect, pentru care USR are proiect de desființare și pe care domnul Ciolacu îl ține în sertar, în sertarul biroului permanent, a fost măcar trimis la comisii de peste un an de zile. Domnul Gabriel Oprea, de exemplu, ca să punem o față pe aceste sume, a câștigat recent un proces împotriva Parlamentului și se va da pensia specială pe 2 ani de zile, 250.000 de lei va primi domnul Gabriel Oprea, peste pensia dumnealui. Soluția pe care USR o are, da, este o contribuție pe baza întregii cariere. Credeți că Ucraina trebuie ajutată în continuare cu echipamente militare, inclusiv cu avioane de luptă? Cred că trebuie ajutată cu tot ce au nevoie, pentru că, practic, Ucraina duce o luptă împotriva unui dictator scelerat pentru noi toți. Ca a fost ministru al transporturilor, de ce e important pentru România ca traficul fluvial să nu fie pe Băstroie, să rămână în principal pe Sulina? Care e interesul nostru? Păi, interesul nostru cred că este să nu avem lideri politici care acționează cum sare capacul de la o sticlă de Pepsi agitată.